Un tânăr din capitală s-a bucurat de noua sa mașină doar o lună. Hoții au furat-o în această dimineață din fața blocului, iar totul a fost surprins de camerele de supraveghere. Suspecții, doi la număr, au acționat la pont, aveau cheia pregătită și știau exact adresa unde este parcată mașina. Fără prea multe emoții, aceștia au dezactivat sistemul de închidere cu butonul telecomenzii, s-au urcat în autoturism și au dispărut. Principalul suspect este acum fostul proprietar, care nu predase și a doua cheie în momentul vânzării autoturismului. Bărbatul este audiat acum. El a declarat polițiștilor că nu știe unde a ajuns a doua cheie a mașinii, pe care ar fi pierdut-o în urmă cu mai multe luni. Mașina l-a costat pe păgubit 10.000 de euro. Omul oferă recompensă celor care îi ajută să-și recupereze bolidul.